Cel mai incapabil guvern e vina lor, sunt cuvintele pe care le auzim zilnic de la cetățenii care trăiesc de pe o zi pe alta din cauza majorării prețurilor la curent și gaze. Virgil Popescu, ministrul mehedințean al energiei, este acuzat direct de oameni ca fiind groparul României, în orașul de unde provine cel mai incompetent ministru pe care l-a avut vreodată țara noastră. Prețul gazului a crescut de 7 ori, iar cetățenii sunt disperați. Furie și dezamăgire, acestea sunt doar câteva dintre emoțiile oamenilor exprimate în momentul în care sunt întrebați ce părere au despre actualul ministru al energiei. Liberalizarea pieței la energia electrică, scumpirea prețurilor la gaze și combustibil sunt doar câteva dintre motivele pentru care cetățenii români ar crea o nouă revoluție. Oamenii sunt disperați pentru că urmează o iarnă grea, o iarnă în care nu o să-și poată plăti facturile. În județul Mehedinți, principalul furnizor de gaze naturale, Mehedinți Gaz, a stabilit un preț de 7 ori mai mare, iar facturile la electricitate vor fi cel puțin duble. Toate aceste lucruri vor duce la creșterea exagerată a tuturor prețurilor. Aceste măsuri sunt girate de Câțu și de ministrul energiei, Virgil Popescu, ministrul care va rămâne cu siguranță în istorie ca unul dintre cei mai slabi oameni care au populat vreodată birourile din Palatul Victoriei. Am primit notificare de la Mehedinți Gaz că s-a scumpit gazul de la 147 la 1100 și aproape de 7 ori. Deci dacă anul trecut plăteam pe lună 500 de lei încălzirea casei, în forma asta plătesc 3500. Și n-ai de dificil este această situație pentru dumneavoastră. Ce înseamnă asta pentru români? Înseamnă că... Deci, nu știu cu ce o să ne încălzim, să vedem la Enel, am înțeles că s-a scumpit doar cu 30%. Să vedem cât rămâne și cum o fi mai departe. Care este situația aici? Văd că stați la coadă, de cât timp? Păi cam de la 11 și de-abia a intrat o persoană, nu mai ieși. Din ultimele acțiuni ale ministrului Virgil Popescu, se pare că sprijină băieții deștepți din energie, fără să empatizeze absolut deloc cu cetățenii pe care îi îngroapă în facturi și îi condamnă la sărăcie și umilințe care sunt greu de imaginat. Severinenilor le este rușine cu faptul că Virgil Popescu, groparul României din fruntea Ministerului Energiei, le este concetățean și șterg cu el pe jos. Ce părere aveți despre activitatea ministrului Energiei, Virgil Popescu, care este din Mehedinți? Trebuia să ia niște măsuri ca ministru, mă gândesc, nu știu, eu așa cred că conducerea trebuia să ia niște măsuri pentru chestia asta. Credeți că putea măcar să anunțe? Păi putea să anunțe. Putea să anunțe din timp, să... Nu știu, am înțeles, nu știu dacă o fi adevărat, că firma vrea să intre în insolvență, de aia fac chestia asta. A apărat vreodată interesele mehedințenilor de când este în ministru? Da, nu vreau nici să judec pe nimeni, știți cum e, dar eu am... Copiii sunt mari, dar am avut copii și când vreau să-i apăr, îi apăram ca un tată, știți, cum conducere aperi și să vede când vrei să aperi o națiune sau vrei să iei și pielea de pe oameni. Nu. Puteți numi un lucru care l-a făcut Virgil Popescu pentru Mehedinți? Nu știu. Aveți despre activitatea ministrului energiei Virgil Popescu, mehedințean, dar nu? Îl știu. Cu tatăl lui am făcut pregătire la matematică. Așa că îl știu de când era copil mic. Dezamăgit, ce să spun. Dezamăgit. În general, de Partidul Național Liberal. Ce au făcut din țara asta... A făcut ceva Virgil Popescu pentru Mehedinți? Nu cred. Nu cunosc. Nu m-am interesat îndeaproape de ceea ce a făcut sau ce n-a făcut, dar nu cred. Nimic vizibil. Nu, trebuia oameni capabili aduși aici și oameni care se țină cu poporul. Ăștia nu sunt oameni, ăștia PNL-ul nu ține cu poporul, să știa. Deci ține decât cu oamenii bogați. Puteți numi un lucru care l-a făcut Virgil Popescu pentru mine? Nimic. Termocentrala de la Lânga zicea că o bagă pe gaz și vine cu electrovoltaice și în toată zona acolo. Păi n-a fost în stare să facă nici cu creta jos. Ba dacă vă aduceți aminte când a venit atunci cu domnul Orban, nici cu creta nu știa să deseneze. Și atunci despre ce vorbim?
Domnule ministru, cum mai poți dormi noaptea când știi câte drame ai provocat și câte dezastre sociale girezi în continuare? Cum mai poți privi bătrânii acestei țări în ochi când măsurile luate de tine le vor aduce facturi mai mari la electricitate și gaze decât pensia? Cum mai poți merge pe stradă când știi că milioane de români nu o să mai aibă ce să pună pe masă, pentru că nu o să le ajungă salariile să își plătească facturile? Domnule ministru, ce inimă poți să ai în tine când știi că nenorocești o țară întreagă și distrugi viitorul milioanelor de copii din România, care prin deciziile tale vor fi condamnați să trăiască în sărăcie și neajuns?